Bună ziua! Mașa, venim la tine cu la mulți ani și cu urări de bine, căci anume aici, în ogrăda acestei împărății a cunoștinților, în această zi frumoasă de aprilie, îți sărbătorești cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Știm precis că ai mai primit mesaje de felicitare în adresa ta, da? Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și îți dorim multă, multă sănătate, fericire. Azi împlinești majoratul. Să știi că viața e foarte frumoasă, cu multe succese, cu realizări frumoase, dar de multe ori cu părere de rău, soarta ne oferă și careva greutăți. Uite, noi îți dorim să le înfrunți pe toate, să treci frumos peste ele cu dreptul. În vecalea vieții să întâlnești doar oameni buni și să fii întotdeauna înconjurată de prieteni adevărați. Succese mari, mari la învățătură și realizarea tuturor viselor. Noi oferim servicii, surprize pentru tine și ți-am pune tradiționala noastră întrebare. Cum crezi cine a solicitat felicitarea? Mai ai tu pe cineva, drag, drag sufletul? Dar hai să vedem! Ține această tortă pentru masă de sărbătoare! Mulțumesc! Avem niște floricele frumoase ca și tine! Mulțumesc! Uite pe ăștia 18 să-i înmulțești de multe, 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 multe ori! E două surioare, da? Și sigur că avem și un mesaj care ți aparține. Scumpa și iubita noastră, am dat mai devreme peste un chat. Spune așa: pe măsură ce cresc, copiii pot uita ceea ce le-ai spus, dar nu vor uita niciodată felul în care i-ai făcut să se simtă. Și ne-a făcut să ne întrebăm dacă te-am crescut cum trebuie. Dar cum te vedem astăzi, de ziua ta, noi suntem mândre de tine. Să fii și tu mândră. Ai fost un copil minunat, un copil exemplu, iar acum ești o domniță minunată, o domnișoară în adevăratul sens al cuvântului, puternică și independentă, frumoasă și ambițioasă. Să fii binecuvântată și pe oriunde ajungi să-ți fie drumul pavat cu flori, îngerii păzitori să te însoțească. Azi împlinești cea mai frumoasă vârstă a vieții. Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese, să te bucuri de tot ce ai și ce te face fericită. Îți dorim ca la împlinirea acestor 18 ani, Dumnezeu să te binecuvânteze cu înțelepciune și curaj spre un nou capitol al vieții de adult. Un capitol unde vei învăța să fii mai responsabilă, independentă, ce înseamnă munca, prosperitatea și eșecul, dar important să-ți descoperi țelul tău în viață și visele se vor realiza. Bucură-te de fiecare clipă, iubește, zâmbește, fii puternică, încrezută și niciodată nu uita că noi vom fi alături oricând vei avea tu nevoie. Să fii sănătoasă, este tot ce-ți dorim să ai, pentru că atunci când ai sănătate, le ai pe toate. Ai fericire și optimism, ai ambiție și determinare, ai putere să treci peste orice obstacol și să obții tot ce îți propui. Îți dorim să fii fericită, îți dorim să cunoști iubirea adevărată și îmbrățișarea sinceră, îți dorim să zâmbești în fiecare zi și să nu cunoști nicio grijă, să faci fapte bune la fiecare pas și să oferi lumină și căldură celor pe care îi întâlnești. Te iubim nespus de mult și îți dorim să ai o zi fericită și să fii înconjurată de oameni minunați. Cu la mulți ani, cu multă, multă dragoste și dor, vin bunica Maria împreună cu bunelul Andrei, mămica Ana împreună cu tăticul Iurie și surioara Gabriela. Felicitări ție! Mașa, știm precis că ai și tu așa un mic mesaj pentru cei dragi sufletului. Vă mulțumesc mult, vă iubesc pe toți și o aștept pe bunica de la Italia. Și uite, Mașa, că avem aici așa ceva. Am aflat că dorești să fii o șoferiță iscusită. Pentru aceasta ai încă o surpriză.
Mulțumesc! O zi frumoasă, o sărbătoare pe cinste! Felicitări pentru Mașa!